Astăzi și mâine, polițiști, pompieri și militari din întreaga țară încalță ghetele de fotbal în memoria chestorului Ion Sultănescu, fostul comandant al Inspectoratului de Poliție Buzău. Cea de-a 8-a ediție a memorialului Ion Sultănescu a început în această dimineață în prezența oficialităților locale. Dincolo de sport, sper să vă simțiți bine și ca polițiști și pentru colegii de la alte arme care sunt invitați aici și să încercați să creați o atmosferă care să fie propice atât sportului cât și meseriei pe care o aveți fiecare. Succes mult! Numai puțin de 18 echipe s-au înscris la turneul de mini-fotbal de la Buzău. Este un turneu de sfârșit de an, un turneu singur care se urmează în sală, la nivelul acela, de nivelul armei poliției. Sperăm să fie un turneu reușit. Avem echipe din Vrancea, din Brăila, Galați, din Buzău, toate armele plus poliția locală. Suntem pregătiți să facem un turneu reușit. În premieră la memorialul Ion Sultănescu de la Buzău participă și mascații de la Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger din Republica Moldova. Suntem prieteni, suntem colegi, fotbalul unește, suntem pentru prima dată în Buzău și sper să arătăm un meci frumos și datorită fotbalul unește toate echipele, toate țările și suntem ca frații. De asta și noi participăm la ediția aceasta. Mâine, cu începere de la ora 9, Sala Sporturilor din Buzău va găzdui fazele finale ale competiției. Ajuns la 8-a ediție, acest turneu de mini-fotbal a fost organizat în memoria chestorului de poliție Ion Sultănescu, inițiatorul dezvoltării mișcării sportive în Inspectoratul de Poliție Buzău.